Să poți citi gândurile oamenilor sau să te poți teleporta? Să poți citi gândurile oamenilor. Nu e înfricoșător? Mi se pare înfricoșător. Bă, ai multe avantaje. Ai și avantaje. Te teleportat, iau avionul. Nu contează că ajungem mai târziu, da? Să poți zbura pentru o zi sau să fii invizibil pentru o zi? Invizibil. Invizibil, că de zbura zbor tu cu avionul, nu-i probleme cu parașuta. Parașuta, parapanta. Să fii mușcat de un vampir sau de un păianjen radioactiv? Să te transformi în vampir sau în Spider-Man? Spider-Man, radioactiv. Spider-Man. Să poți călători oricând în trecut, nu neapărat trecutul tău, oricând în orice epocă sau oricând în viitor? Mai degrabă în viitor. În viitor. Mă, dar îmi place că ești curajos, și pe mine m-ar speria. Bine, nu că trecutul nu ar putea să te sperie, mai ales dacă n-ai ști unde nimerești. Păi de ce, da, poate influența... Așa e. Ce alegeri vei lua tu în... doar... Așa în trecut, ok, te duci, vezi, dar nu poți să mai faci nimic. Așa în viitor, poate te păzește de anumite alegeri pe care... Mai mult sau mai puțin? Mai mult. Mai mult. Să rămâi blocat pentru totdeauna pe o insulă pustie, singur cuc, sau înconjurat de oameni super enervanți? De cei mai enervanți oameni pe care îi cunoști tu? Cred că să fiu înconjurat de oameni enervanți. Nu știu, singur mi se pare... Cel mai rău. Ca și cum ai stat la carceră, habar n-am, nu știu. Așa. Până și aia mai ies de acolo, mănâncă. Să fii obligat să te muți dintr-un oraș în altul, dar niciodată în același, odată la 6 luni, sau să nu mai poți părăsi niciodată orașul natal? Să nu mai părăsesc niciodată orașul natal. Așa. Acum, așa gândesc. Nu știu, în viitor... Să locuiești pentru tot restul vieții înconjurat de proști fericiți sau de genii depresive? Triste și mohorâte, dar genii. Înțeles. Asta e destul de delicată. Da, da. Mă gândesc unde m-aș dezvolta mai mult. Cred că la genii. Depresive. Îi faci tu să mai râdă din când în când. Da. Să fii perceput, nu contează cum ești de fapt, dar despre cum ai fi perceput. Drept o persoană bună la suflet, dar mediocră, sau drept una genială, dar malefică? Poți mai citești o dată. Deci, cum ai prefera să fii perceput? Drept o persoană bună la suflet, dar mediocră, sau drept una genială, dar malefică? Cumva tu acum le ai pe alea pozitive în ambele cazuri, da? Dacă ai nu-mi place să fiu malefic. Dar poate că asta e părerea... După tine. Nu, geniu și malefic. Oricum nu poți să împaci pe toată lumea. Corect, corect. Să-ți pierzi toate lucrurile de valoare și toți banii pe care i-ai, sau toate pozele și amintirile fizice făcute vreodată? Uite, de exemplu, paharul ăla. Păi tot lucruri și fizice sunt, nu? Că oricum amintirile le am în minte. Așa, adică nu e... Așa e, rămâi cu ele în minte. Că totuși nu te întreb dacă îți pierzi memoria. Nu știu, astea, a doua variantă. Și acum, fii atent. Să-ți găsești sufletul pereche într-o chiparea tuturor dorințelor tale într-un partener, idealul suprem, sau o valiză cu 10 milioane de euro? Prima variantă. Prima variantă. Și ultima, să trăiești pentru un an într-o casă doar cu femei sau doar cu bărbați? Pentru un an. Ne gândindu-ne la chestii din alea... Eu știu. De... N-ar trebui, că până la urmă conviețuiești cu unii sau cu alții. Cred că și nebunii să fie singuri de 100 de femei. Exact, nu? Cred că cu bărbați. Cu bărbați.